Este alertă în capitală. Un bărbat aflat pe trotineta electrică a înțepat două femei în zona Sânilor. Poliția caută în aceste momente suspectul periculos, surprins de altfel de camerele de supraveghere. Mergem la Bianca Chivu. Colega mea menține legătura cu autoritățile și vine cu informații. Te ascultăm, Bianca. Bună ziua, bun găsit tuturor! Ați văzut imaginile în exclusivitate la noi la România TV cu bărbatul care a înțepat pur și simplu două femei în zona Sânilor, chiar în centrul capitalei. Cele două femei au reclamat faptul că în timp ce se aflau în jurul orei 21 și 25 de minute în centrul capitalei, pe lângă ele au trecut un bărbat pe trotinetă electrică îmbrăcat în haine închise la culoare, care le-a înțepat cu un obiect, iar apoi a fugit. Ba mai mult, una dintre femei spune că a fost lovită cu acel obiect, iar bărbatul apoi a fugit spre centrul vechi al capitalei. Au venit aici anchetatorii, au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere, nu au reușit însă să obțină exact momentul în care bărbatul le-a înțepat pe aceste femei, pentru că aici în zonă fix unde s-a întâmplat unul dintre incidente, ne aflăm și noi, nu sunt camere de luat vederi, motiv pentru care ancheta anchetatorilor este îngreunată. Așadar, iată, vedem două incidente care au avut loc seara trecută, două incidente de-a dreptul șocante, femei care pur și simplu se plimbau pe stradă seara trecută, iar pe lângă ele a trecut acest bărbat care le-a înțepat în zona Sânilor. Bianca, mulțumesc foarte mult!